întrebat cum comentează condamnarea la închisoarea lui Nicolae Mischie, Victor Ponta a răspuns că atunci când a fost condamnat domnul Mischie, până și eu nu mai țin aminte pentru ce a fost condamnat. Dacă nu se judecă procesele mai repede, cine e vinovat plătește, cine nu e vinovat scapă. Așa îi ținem 90 ani. Nu-mi pare bine niciodată când cineva are o asemenea situație. Eu am comentat în general despre faptul că președinte tot vorbea, Băsescu tot vorbea de reforma în justiție și eu tot spun că de fapt justiția nu s-a reformat și nu e performantă. Când a fost condamnat domnul Mischie, până și eu nu mai ține aminte de ce a fost condamnat. Deci dacă nu se judecă procesele mai repede, cine-i vinovat plătește, cine-i nevinovat scapă. Așa îi ținem 9 ani, 10 ani, 15 ani. Care mai e efectul pentru oameni după 10 ani că cineva primește o pedeapsă? Asta nu e o justiție eficientă și niciun caz una reformată cu care să mândrească domnul președinte. Victor Ponta susține că în calitate de ministru al justiției, în scurtul termen, are de gând să meargă mai departe cu reforma adevărată în justiție, care înseamnă 3 lucruri. Procesele să dureze mai puțin, să fie accesibile tuturor oamenilor și, când greșesc judecătorii sau procurorii, trebuie să plătească. În calitate de ministru al justiției, am de gând, în scurtul termen, că după aceea, din păcate, redevin doar prim-ministru. Am de gând să mergem mai departe cu ideea de reformă adevărată a justiției, nu reformă de fațadă tip Traian Băsescu, ci reformă adevărată, care înseamnă 3 lucruri. În primul rând, procesele să dureze mult mai puțin. În al doilea rând, procesele să fie accesibile tuturor oamenilor, pentru că acum dacă nu ai bani de avocați și de mers până la București și până la Craiova și de 100 de ori, practic te lași pe gubaș că nu-ți permiți, n-ai acces la justiție. Asta e al doilea principiu. Și al treilea, când greșesc judecătorii sau procurorii, trebuie să-și plătească. Cei noi, oricare dintre noi, când greșim, plătim.